premieră în învățământ din toamna elevii de clasa 5-a vor avea manual de educație fizică. Decizia ministrului educației Liviu Pop este criticată de părinți, care spun că programa școlară este oricum prea încărcată, iar ghiozdanele sunt prea grele. În plus, numărul de săl de sport este insuficient. La orele de educație fizică, elevii vor învăța conform manualului despre poziția fundamentală stând și derivatele acestea, alinieri în linie și în coloană, întoarceri de pe loc sau despre porniri și opriri din mers. Părinții susțin însă că elevii nu au nevoie de mai multă teorie, ci pur și simplu trebuie să facă mai multă mișcare. Ministrul Educației Liviu Pop a declarat că majoritatea statelor din UE există manual de sport pentru gimnaziu. El a subliniat că este important ca un copil de clasa a 5 -a să știe să facă mișcare corect. Liviu Pop a mai aprecia că manualul de educație fizică este un instrument care poate fi folosit cu succes și de elevi, și de părinți, și de profesori. Pe de altă parte, Ministerul Educației Naționale a precizat că ordinul pentru cumpărarea manualelor pentru toate discipline de clasa a 5, -a, inclusiv educație fizică și sport, a fost dat încă din luna februarie.